Bun găsit, stimați prieteni, la proces verbal, spune Bogdan Enache. Ne aflăm, dragi prieteni, în Plopeni, în cartierul, în celebrul cartier Diana. Alături de mine se află primarul orașului, domnul Dragoș Niță. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru faptul că, iată, ne însoțiți din nou prin Plopeni. Bine ați revenit în orașul nostru și în cartierul de suflet al meu. Înainte de a vorbi despre utilități care de fapt înseamnă ori un nivel al vieții bun, ori mai scăzut. Vorbim despre canalizare, apă, gaze, curent și așa mai departe. Mi-a tras atenția și chiar vă întrebam, înainte de a începe filmarea, în dreapta mea, dragi prieteni, o să vedeți imaginea, există un teren de sport. Am văzut asemenea terenul de sport pentru cartiere, de mai mici dimensiuni. Am văzut foarte multe în Germania. Și m-am și întrebat, domn primar, de unde? Și mi-a zis că ați făcut vreo două. Și că mai faceți pentru copiii din cartier. În fiecare cartier, da. Vom face tot ce e bine și bun din afară, aducem în Plopeni. A, l-a dus afară și a zis, e ideea bună. Foarte multe idei din orașul Plopeni sunt exportate, să spun, din străinătate. Mi se pare wow, fiindcă sunt copii, sunt multe blocuri aici, sunt locuințe colective. Da. Bun, haideți să trecem la lucruri, mai importante pentru adulți, că pentru copii acel loc e important. Și aici vă propun să vorbim despre, în primul rând, despre canalizare. Despre canalizare știu două lucruri. Este cea mai scumpă lucrare în domeniul utilităților publice, în general, și de la mână creează și cel mai mare disconfort. Care este situația rețelei de canalizare din orașul Plopeni și care sunt perspectivele? În spatele nostru se află o lucrare care a fost încheiată, mai spuneați că mai sunt anumite lucruri de făcut și urmează să fie asfaltată. Da, prin Programul Național Angel Sarini am accesat acest proiect pentru cartierele Ceuri și Diana, cartierele care aveam probleme mari cu canalizarea în oraș. Adică refula canalizarea? Da, fiind foarte veche, da, mereu se înfundau subsolurile și era un disconfort olfactiv mare, plus mizerie, și trebuia neapărat intervenit aici cu aceste investiții. Pe noi ne ajută foarte mult și în viitor, adică noi, orașul Plopeni și Consiliul Local și în speță primarul, dorim să ieșim din acesta, din managementul apei și canalizării, având din 2006 pe proiectul Santid, apă, alimentarea cu apă este finalizată în tot orașul. Dacă este nouă rețeaua de apă? Este nouă, da. Sunteți mulțumit? Nu mai avem probleme, okay. Da. Și nu avem pierderi la nivel de hidroprahoa, nu sunt pierderi decât 10% în orașul Plopeni. Deci, cred că e undeva la 30% la nivel județean. Din ce cunosc eu, suntem cam singurii cu asemenea. 10%? Trebuia făcut această investiție în aceste două cartiere. Suntem undeva la stadiul de 60% realizare în cartierul Diana, mai avem branșamentele la nivel de blocuri, după care cred că până la sfârșitul anului, sigur, până la sfârșitul anului vom termina această investiție și în cartierul Ceuri. Ne-am cerut scuze și ne cerem scuze în continuare de acest disconfort, că nu avem canalizarea, înseamnă să sapi și să bagi canalizare, n-ai cum să dai seama. Asta înseamnă disconfort, asta înseamnă pietriș, asta înseamnă praf, dar suferim anul acesta și nu mai suferim 40 de ani. După principiu nu poți să faci omletă fără să spargi ouă. Da, corect. N-ai cum să te uiți la el decât să te și satul. Așadar, 60% este gata. Da, în cartierul Diana 60% este gata, da. Și mai avem branșamentele, continuă, da? Da, branșamentele la blocuri se fac acum, da, în paralel, că și în partea, în celălalt cartier, în Ceuri, care în partea sus a orașului, se lucrează la introducerea țevii de canalizare. Dar aici sunt echipe care fac branșamente la blocuri. Deja. Da. Păi, nu putem. Bun, oamenii se întreabă, domne, aș dar sfârșitul anului și pe de altă parte vor fi reabilitate trotoarele, strada, absolut, adică se revine la... Deci absolut tot. Ca finalitate a acestui proiect implementat înseamnă reabilitare tot ce înseamnă infrastructură rutieră în spate. Încă o dată semnalez faptul că, mai ales pentru alți primari, faptul că Plopeniul nu are un buget care să-i permită să facă lucrări în toate lucrările mari, în toate domeniile pe care le are și are nevoie de fonduri externe. Da. Aici o primărie, primarul, primarul fiind conducătorul,
alege ori să acceseze, ori să facă credite, ori să facă în zeci de ani lumină, ceea ce eu apreciez foarte mult și stimulez ca administrațiile locale să acceseze la fonduri externe. Vorbeam acum o lună, două, când am realizat interviul precedent, de faptul că Plopeniul, prioritatea dumneavoastră zero, este, domnule, fonduri externe, guvernamentale, de care ortie, europene, de care sunt... Adevărat, nu. Deci, pe fondurile europene ne-am axat cam 80% din tot ce înseamnă venituri în acești 4 ani de mandat. Bine, mai avem de implementat pe PNRR, dar au început lucrările și acolo și în următorii de ani de zile se vor finaliza și acele lucrări. Fiindcă ne aflăm în cartierul, iar vă propun să facem, domnule primar, câțiva pași, că aici se pare că în Diana se întâmplă lucruri importante. Îmi spuneați un pic mai devreme că în spatele nostru am întrebat ce este aici cu... Și mi-a spus că se va construi un bloc. Bloc pentru tineri. Deci, în orașul Plopeni, prin Programul Național de Redresare și Reziliență, se vor construi două blocuri NZ. Suntem în regim de live, vă rugăm. Vă rugăm, haideți acum că suntem în regim de live. Poftiți! Nu e nicio problemă, domnule primar. Așa se întâmplă când... Bună ziua! Română, sănătate! Niciun fel de problemă! Vă mulțumim! Numai bine! Da, deci cele două blocuri pentru tineri, salut, pentru tineri din orașul Plopeni... Cam salută toată lumea! Da, sunt născut, crescut aici, naiba! Și am și o vârstă, mă cunosc și cei mici de 6-7 ani, acum da! De aia de la handball, de la fotbal, da, de da. La... De acolo, mare. Apropo, și de, nu și de la școală, pentru că și la școală, în fiecare an, de Crăciun, vine moșul fiind primarul. Vine moșul acolo, da, cu pachetele, prin multe sponsorizări că le aduc la nivel de oraș Plopeni, fiecare copil... nu din bugetul... Nu, fiecare copil din orașul Plopeni primește un pachet de la moș. Îmi spuneați în paranteză că echipa de tineret de handball se află câteva zile. A naționale, se află la Plopeni, adică... Da, în următoarele 2 săptămâni. Vă este ușor cu Plopeni, oraș important pe harta sportului românesc. Handballul în primul rând, și-l vedea și fotbalul, da. Păi și la fotbal, unde, mă rog. Da. Bun, revenind la blocurile pentru tineret, câte blocuri vor fi, cât timp se vor face și oamenii care așteaptă ce trebuie să știe? 2 blocuri pentru tinerii din orașul Plopeni, de 40 de apartamente. Cu siguranță sunt acele criterii de repartizare. Este insuficient la numărul care... Există multe cereri? Da, sunt în jur de 80 de cereri, dar primii 40 care se vor... încadra în aceste criterii de repartizare, vor primi aceste apartamente, plus că mai avem încă 2 duplexuri pentru specialiști în orașul Plopeni, duplexuri care se vor construi pe strada Primăverii. Vorbim de medici, vorbim de ingineri care vor lucra în fabrica noastră în nume Plopeni, vorbim de profesori de la liceul nostru care vor avea posibilitatea să locuiască în oraș. Asta pentru acesta este încă un motiv în plus pentru a-i atrage. Exact, să rămână în oraș. Să vină și să rămână. Să rămână. Umei Plopeni, în paranteză vă întreb, cum îi vedeți viitorul, fiindcă acest oraș a fost construit și își lega destinul de uzina mecanică Plopeni, cunoscută și recunoscută la nivel național, poate chiar internațional. Din informațiile dumneavoastră, nu aveți atribuții directe, toată lumea știe, dar cum îi vedeți viitorul? Ce vă spun oamenii care lucrează? Că mai sunt plopenari care lucrează acolo, sunt mulți pensionari care au lucrat acolo. Sunt multe de spus pe subiectul acesta. Viziunea mea vis-a-vis de uzină, am și făcut-o cunoscută acum vreo 3 ani la nivel de ministru economiei la vremea aceea, domnul Virgil Popescu. Celebru. Da, din păcate se schimbă miniștrii în România și se uită ideile și viziunile anumitor oameni din UAT-uri, vorbesc în speță de primari. Este amplasată pe o suprafață foarte mare de teren care este o piatră moară și pentru directorii care sunt la uzină, plătind foarte mult pază, plătind foarte... Și nu mai le sunt utile atâtea spații și terenuri. Eu aș rezuma ca activitatea uzinei mecanice Plopeni să fie mult restrânsă și celelalte spații de către Romarm, în speță și Ministerul Economiei, să fie vândute. Către agenții economici. Către agenții economici să aducă plus valoare. Exact, care să facă. Pentru că la vremea când a fost înființată uzina mecanică Plopeni, așa erau atunci vremurile, să fie pe o suprafață mare, cu hale mari, vă salut, cu hale mari și
mulți muncitori, ca așa au fost vremurile până în 1990. 10.000 de oameni intrau zilnic. 21.000 de oameni zilnic au fost maxim, intrau pe... Da. Da. Deci cam aceasta este viziunea dumneavoastră? Mai avem o problemă cu forța de muncă, pentru că tinerii, pe de o parte, nu mai vor să specializeze în meseriile care se caută în Uniunea Mecanică Ploieni. Bine, și din motivul salariilor neatractive. Da, e o altă discuție, probabil pe ramura Romarmului și a Ministerului Economiei să crească un pic în valoare nominală salariile și atunci vor fi atractive și pentru tineri. Deci dumneavoastră, ca primar, că la dumneavoastră vin oamenii și vă spun despre locuri de muncă, da. Despre... Adică nimeni nu se duce la UME. Mai se duc, că nu eu... Nu se întrebe, sunt, nu se întrebe. Așa o femeie. Dumneavoastră spuneți așadar, domne, că Romarmul sau cine administrează, cine este proprietar, să concedeze, să vândă, să facă ce-or vrea, astfel încât să dezvolte viața economică. Exact. Cu alt gen de activități. Care să aducă plus valoare pentru cetățenii din Plopen și din împrejurimi, că nu toți Plopen trebuie să lucreze în uzina mecanică Plopen sau în celelalte spații comerciale, să vină alte societăți să facă altceva. Închidem această paranteză. Cei care se întreabă, domne, când va fi gata? Termenul de realizare la blocurile în ZEB sunt anul 2026, ianuarie. 2 ani de zile, așadar. Da. Dar eu bănuiesc că lucrurile vor sta mult mai rapid. În serios? Mai rapid de 2 ani? Da, pentru că și la nivel de Ministerul de Dezvoltării, dacă ți-ai făcut treaba și te duci cu facturi, vei primi bani și imediat lucrurile merg înainte. Vă rog să plecăm din cartierul Diana și să vorbim despre reabilitări. Revenim imediat, dragi prieteni. Ne aflăm, dragi prieteni, în cartierul Ceur, cum este cunoscut în Plopeni, în drum spre Ceur, domnule primar, și până să începem filmarea, vorbeam despre două lucruri de care sunteți bucuros că s-au întâmplat și aici vorbim despre, poate că sună ciudat, despre faptul că ați reușit să fie ca cimitirul din Plopeni să vină cu, să aibă o nouă suprafață. Este o problemă stringentă, să știți, la nivelul orașului, municipiului Ploiești, și anume locurile de veci, că nu mai sunt terenuri. Și a doua, despre o investiție făcută pe stradă, acolo se ducea foarte multă apă atunci când ploua, de 40 de ani s-a întâmplat acest lucru. Haideți și cu această investiție, care nu are, este o valoare semnificativă, dacă îmi amintesc bine, 200.000 de euro, da. Dar care a rezolvat o problemă mare pentru locuitori. Da. De când a fost construită acea stradă pe suport, cum îi spunem noi, strada Victoriei, am avut această problemă. De 50 de ani este problema asta suput. Mereu acolo când ploua foarte mult, era un lac. Ce ironie, strada Victoriei. Da. A fost pe timpul Ceaușescu, nu trebuia să spună strada Victoriei. Ironie, apropo, de apă. Da, în sfârșit, în 2020 am rezolvat chestiunea aceasta printr-o investiție de 200.000 de euro. Pentru orașul Plopeni, o investiție destul de mare, vă spun, că s-a făcut în bugetul propriu și cu aceste bazine de retenție și pompe de refulare a apei, am rezolvat această problemă. Dar îmi imaginez ce balamuc era în trafic acolo când se strângea apa, că mașinile nu trebuie efectiv. Nu, deci întrerupeam circulația pe acolo, nu se mai circula. A, deci era blocată... Nu, câteva zile până se resorbea apa prin niște canalizări vechi de 40 de ani. Era întreruptă circulația. Da, păi acolo era lac. Deci era o problemă mult mai mare decât da. Iar al doilea subiect, și anume locurile de veci, care e situația la Plopeni? Acum e una bună, dar am avut 2 ani de zile în care am îmbătrânit cu 10 ani. Să extindem cu 2000 de metri pătrați cimitirul, mi-au luat 10 ani din viață, să scos din fond forestier terenuri în nebunești în România. Orașul e înconjurat de pădure și noi, ca să extindem ceva orașul, trebuie să scos din fond forestier. Și foarte mulți bani și birocrația te omoară. Da, mulțumesc Dumnezeu că acum sunt aceste suprafețe de teren care vor fi ocupate de locurile de veci pentru cetățenii care pleacă din lumea asta în oraș. Nu mai avem, este așadar o problemă. Nu. Avem în desfășurare extinderea cu încă 9.000 de metri pătrați și cred că în câteva luni. 9.000, da. Și nu mai avem probleme niciodată cu această mare, mare problemă. Pentru că omul venea, domnule, nu poți să lași mortul pe gard. Nu, e o problemă extrem de delicată. Nu, e o problemă extrem de delicată. Și ne-am chinuit tare și cu acordul celor de la Ocolul Silvic,
am mai strâns cumva terenul de la ei, ne-am mai lăsat să mai pun. Birocrație multă și greoaie. De fapt, domnul Bogdan, nu vreau să spun în emisiunea asta ce am întâmpinat, dar mi-au luat 10 ani de viață. Bun, să revenim la ceuri, blocuri care arată, sunt vechi, care nu arată cel mai bun, nu se află în cel mai bun stadiu. Adică încerc să vorbesc foarte frumos. Planul administrației locale, viziunea dumneavoastră, că am văzut plen oraș cu viziune. Mi-a spus și data trecută. Oraș cu viziune, da. Ce include din acest punct de vedere? Păi în spatele nostru se află clădirea Căminului 5, cum îi spunem noi în Plopeni. Trebuia reabilitată, era cea mai degradată clădire din orașul Plopeni. Căminul 5, Căminul 3 sunt incluse într-un proiect pe Planul Național de Redresare și Reziliență, un proiect de 4 milioane și jumătate de euro, reabilitare seismică și eficientă energetică. Deci e și o reabilitare seismică. Absolut. Starea de degradare e mult prea mare pentru amândouă. Clădirile sunt vechi, sunt cele mai vechi aproape clădiri din oraș, cu vilele făcute de nemți. Da. Sunt cele mai vechi construcții din oraș și trebuia neapărat umbla la structura de rezistență. Și umblăm la asta, după care se schimbă tot și acoperiș și geamuri, termopan. Da, va fi o lucrare foarte frumoasă și ambițioasă. Ce se întâmplă cu oamenii? Pot locui aici sau vor fi mutați? Nu. Locuiești aici. Deci totul se desfășoară cu cetățenii sunt în locuințele lor, nu. În București cetățenii sunt obligați să părăsească. De asta nu sunt blocuri cu bulină, să-i dăm afară. Dar nu necesită să-i relocăm pe perioada construcției. Cât durează? Aveți o estimare? Adică sunt lucrări? Cred că anul viitor, în luna de cel mai târziu, în luna decembrie, vă vor fi gata. Haideți, domn primar. Filmăm anul viitor, da? Da, da. De Crăciun. Da. Filmăm de Crăciun? Da, da, da. Deci dacă și asta au reușit într-un an și un pic... Sunt obligat de contractele care le-am prin PNRR să respect anumite termeni. PNRR-ul înseamnă 2 ani, eu vreau un an jumate. Revenim imediat, dragi prieteni, în alt cartier al orașului Plopeni. Interesantă această emisiune, vă spun sincer. Ultima oprire, dragi prieteni, de astăzi de la Plopeni. Vorbim despre infrastructura rutieră a orașului, o lucrare extrem de importantă, derulată în ultimele luni pe raza orașului Plopeni. Se referă la drumul principal, de fapt, da? Care traversează tot orașul. Spuneți-l care este stadiul, când se va finaliza, când va fi marcajul, fiindcă este un drum pe care îl accesează în primul rând plopenarii. Dar este un drum tranzitat și de către foarte mulți oameni care... Un drum Slănic, da. Da. Deci, de 15 ani de unde ați avut bani, valoarea investiției? Deci, e mare, adică, valoarea. Acum 15 ani, tot eu ca primar, l-am reabilitat. Tehnic vorbind, după 5 ani de zile, stratul de binder își pierde din elasticitate și de aceea încep să apară gropi în asfalt. 5 ani, da? După 5 ani. Nu după un an. Nu, după 5 ani. că sunt multe cazuri în alte localități. Da. Tehnic vorbit. Și am accesat banii prin Programul Național Angel Salini, un proiect de 1 milion de euro. Înseamnă infrastructură, ce vorbim, de asfalt, cu decopertare până la stratul de jos, la 60 de centimetri, a fost decopertat în anumite zone, pentru că mereu se făceau valuri la căldură din cauza instabilității stratului suport. Mm-hmm. Au început să vă obligeți pe și la astea. Da. Dar să știam ce se duce la toate. Și am turnat stratul de binder. În momentul acesta avem pe toată suprafața pe 1 km și 200 de metri și avem de schimbat pavelele de pe stânga-dreapta de pe trotuare. Pavele pe care le vom folosi, cele vechi, le vom folosi în cimitir să facem aleile, că sunt pavele destul de bune și le folosim acolo. Și pentru noua suprafață, ce vreau un pic mai devreme. Aici vom turna, cred că într-o săptămână, stratul de binder, stratul de uzură, nu de binder, după care vor fi acele marcaje. Marcaje rutiere? Absolut, astea sunt ultimele marcajele rutiere. Este un proiect ambițios, trebuia făcut, în sus de 15 ani nu s-a făcut așa ceva și în fiecare an plombam și ajunsese plombă lângă plombă, nu mai era drum. Și am reușit să accesăm acest ban pe programul Angel Salini. Dumnezeu ne ajute și îl implementăm. Când se vor finaliza lucrările? Bănesc că oamenii se întreabă, domne, când se va turna, când se va marca? Opinia mea că...
toată lucrarea se va... pesimist. Nu, în vreo 3 luni de zile va fi gata. Toată lucrarea. Cu tot, cu trotuar, cu tot, cu marcaje, cu tot. Da, tot. Bun, aș dori, în final, să vă întreb care ar fi, eu vă spuneam și înainte de a începe să filmăm, am început să am o viziune destul de clară despre Plopeni, sport, educație, infrastructură, utilități principale, cultură. Spuneți-mi, vă rog, timp liber, care sunt top 5 priorități pentru 2024-2028, din punctul dumneavoastră de vedere, pentru orașul Plopeni? Înainte să vă răspund punctual la ce m-ați întrebat, trebuie să vă spun și să spun tuturor cetățenilor din Plopeni că toate aceste proiecte care le-am făcut, le-am enumerat în aceste două emisiuni pe perioada acestor 4 ani. Multe milioane de euro, asta am. Foarte multe milioane de euro și bani europeni și bani guvernamentali, fără sprijinul domnului președinte al Consiliului Județean Iulian Dumitrescu, nu puteam face nimic. O spuneți el... așa, fiindcă e perioada electorală sau nu, fiindcă... Nu. A fost omul care m-a ajutat, omul care m-a sprijinit întotdeauna când m-am împotmolit în anumite proiecte, pentru că nu totul merge din pix. Sunt momente în care în implementarea unui proiect intervin multe virgule și dacă nu ai omul să te ajute în acele momente, lucrurile trenează și trenând absolut și banii trenează, totul se duce mai încolo. Se pot pierde proiecte chiar dacă nu depui la timp. Păi gândiți-vă că pe POR, anul acesta cine n-a închis în 31 decembrie 2023 PORul, anul acesta plătești din bugetul propriu. Program operațional regional, pe înțelesul. Noi l-am închis anul trecut. Anul acesta am plătit undeva la 50.000 de lei pe cele trei proiecte. Altfel, din toți bugetul banii, local... Da. Plăteai toți banii, da. Și dacă nu ai pe cineva să te ajute să te sprijine, cum a sprijinit pe mine Iulian Dumitrescu, rămâneam, cum au rămas foarte multe OAT-uri în țara asta, să plătești banii aia din bugetul, din bugetul local. Adică exact. Dacă nu iei de împrumut la bancă cu dobândă, așa mai departe. Da. Dacă intri într-un cerc vicios și nu se mai justifică, de fapt, fondurile externe. Domnul Dumitrescu, pentru mine, a însemnat un mare prieten și un mare sprijin. Din 2016, de când am început să creionez aceste proiecte, împreună cu dumnealui am găsit cei mai buni consultanți, cei mai buni proiectanți. Importante aceste piese. Foarte important. Pentru că în momentul când implementezi, ai nevoie de ei, de consultant, de proiectant și de executant în urma licitației. Care te pot încurca? Absolut. Sau descurca, deci, ce știu. Câte lucrări importante în țara asta nu s-au blocat când au plecat constructorii? Sau proiectantul n-a dat soluția. Da. Și atunci nu se face. Plopeni, 2024-2028. Da, clar, vă spuneam mai devreme, trebuie să terminăm canalizarea în orașul Plopeni cu celelalte cartiere rămase în afară de cele două care le terminăm anul ăsta, Ceur și Diana. Vă propuneți reabilitarea integrală? Absolut. Absolut, pentru că ne ajută foarte mult în ideea în care vrem să ne facem un serviciu propriu de alimentare cu apă și canalizare. Și atunci și nu mai pierde. A, și sunt rețele noi? Da, îți permiți să ai un preț decent pentru cetățeni. A, vă intenționați chiar, poate, dacă îi va fi cazul și puțin reducerea tarifelor? Nu puțin, consistent. O să vedeți, și mi-am făcut calcule, dar da, până nu vezi exact ce întâmplă în urma auditului, că trebuie făcut un audit, atunci poți să spui. Deci la Plopeni nu vor crește tariful apă și canalizare în niciun caz. În momentul ăsta, fiind în Hidro Prahova, accept ce operează acest operator, ce prețuri practică acest operator. În momentul în care nu mai ești în Hidro Prahova și în acest ADI, prețurile le faci tu. Da, asta e un mare proiect pe care vreau să-l fac în următorul mandat, cel să termin toată canalizarea în orașul Plopeni, să reabilitez, de fapt, că tot orașul are canalizare, dar trebuie reabilitată. Un al doilea mare proiect este la clădirea liceului clasele 9-12, reabilitare ce înseamnă sală de sport, centrală termică și clădirea liceului în sine și atelierul școală, plus... Reabilitare semnificativă sau... Reabilitare semnificativă, exact, deci cum a fost la școala generală. Deci nu spoială. Nu, exact, e un proiect mare și ambicios, exact ca la școala generală. Plus un teren multifuncțional de sport în curtea liceului. Trebuie, bineînțeles, să termin acea lucrare care am început-o, nu noi, Compania Națională de Investiții, și n-a finalizat-o în curtea școlii generale, acea sală de sport. Nu pot să dau soluție acum, dar sper că anul ăsta
fiind și an electoral, să pun presiune și mai mare pe guvernanții. Telefoane, am uși, făcut, am țipat de ultimii 2 ani și am țipat degeaba. Și acolo trebuie făcut un teren multifuncțional în curtea interioară a școlii generale. Trebuie stadionul, la stadion, că suntem aproape de el, extins și acolo cu un teren de antrenament, de finalizat proiectul pe PNRR în următorii 2 ani de zile. Și, într-adevăr, toată bața sportivă să arate nouă. Am povestit despre o alee pietonală. Da. De anul ăsta vrem să începem. Aleea pietonală de la biserică spre canton, o alee de promenadă. Deci de aici, da? Da, de lângă biserică spre canton, în spatele domnului cameraman. Și cum o vedeți? Unde oamenii din Plopeni, tineri, în vârstnici, să fie pur și simplu de promenadă? Da, noi legăm efectiv orașul Plopeni de comuna Păulești, că ei au o asemenea alee. Nu la nivelul cum o facem noi, dar au. Și mai intenționăm să luăm în administrare de la Uzina Mecanică Plopeni trotuarul și drumul de acces din strada 4 spre șantierul 2 și acolo să facem o alee de promenadă. Și bănuiesc că, din punct de vedere sportiv, cât mai multe echipe de handbal să vină aici, poate o să revină și Gică Hagi, măcar într-un meci demonstrativ la Plopeni. Bine că a jucat în tinerețe aici. Păi e de asta, știu. Și mai avem un proiect pe strada Bucegi, fosta grădiniță, acolo vrem să o reabităm tot în august, să-l depunem la Călăraș, proiectul de tot prin fonduri europene, va deveni clasa 0 acolo să învețe. Deci educația, din ce constat, educație, utilități, ANL-urile vor fi final blocurile ANL, puneți accent paza sportivă, da, avem destul de proiecte, v-am spus, este foarte important să fim aceeași echipă, Consiliul Județean și primar Plopeni, ca să ducem la bun sfârșit tot ce am început. Și Consiliul Local, ca să nu... E absolut, totul. Dacă nu ai majoritate în Consiliul Local, ai o problemă. Deci ai o problemă în a implementa proiecte. Eu le mulțumesc pe această cale tuturor consilierilor locali care au fost în mandatul acesta pentru promptitudine. A fost cel mai bun mandat al orașului după 1990? Cel mai bun. Pentru oraș, mă refer. Cel mai bun. De departe cel mai bun. Adică suma de 18 milioane de euro nu e de aici, de acolo. E greu să poți să îi aduci, să poți să îi implementezi. E foarte greu. Dar, v-am spus, echipa din primărie a muncit foarte mult și le mulțumesc. Consiliul Local a muncit foarte mult și le mulțumesc. Consiliul Județean m-a ajutat ori de câte ori a fost nevoie și îi mulțumesc domnului președinte și domnului vicepreședinte, de fapt domnilor vicepreședinte la CJ. Lucrurile au fost bune în Plopeni, da. Dar bănuiesc, domnule primar, că s-au creat deja și niște automatisme în rândul funcționarilor din primăria Plopeni, apropo de fonduri externe, de fonduri europene. Va fi mult mai ușor, apropo de partea birocratică, în următorul mandat, că evident, acum au exercițiu. Evident, au experiența care o au în spate. Deci ei, oricând un funcționar de la primăria Plopeni poate să plece în privat. Vă spun, garantat pleacă în privat și face treabă. Dar e cam greu să vezi în România de aia să plece de la stat la privat, da? Chiar dacă salariile, să știți că la Plopeni sunt unele cele mai mici din județ. Deci salariile din primăria și Plopeni sunt cele mai mici din județ. Aveți de gând și cu asta să faceți ceva? Nu pentru știu, cei care merită? Nu avem atât de mulți bani, dar cât putem mai suplimentăm. Știți cum este, din punctul meu de vedere cu administrația locală, cât timp există performanță și funcționarii din cadrul respectivei primării pot fi stimulați. Și există proiecte europene, absolut, există tot felul de stimulente și merită. Absolut. Ideea este ca să se aducă banii europeni, fondurile externe, nu ca în alte OAT-uri, fără să mai dau nume, unde iei acele sporuri pentru că lucrezi cu fonduri europene, dar fonduri europene zero. Niciodată n-am făcut asta, să le dau un ban în plus nemuncit, niciodată. Și n-am să fac asta. Bun, de asta zic, unde e performanță, jos cu pălăria și funcționarii merită. Vă mulțumesc mult, domnule primar, pentru participare în aceste două emisiuni. Ne vedem așadar cel târziu în decembrie, anul viitor, acolo la blocuri. Sigur, la CM3 și CM5, dar vă aștept și anul ăsta când vreau să termin canalizarea, nu? Și la canalizare. Da. Vă mulțumesc pentru participare, vă doresc succes. Mulțumesc frumos. Aici punem punct emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!